Dragi cititori, recent în bibliotecă au parvenit un număr mare de cărți noi și astăzi aș vrea să fac cunoștință cu una din ele, care se numește Povestea Ellie, scrisă de Gail Carson Levine. Nici nu încercăm bine să deschidem paginile, că aflăm povestea Ellie, care abia născându-se, țipând în continuu, a fost dăruită, în ghilimele, de către Zina Lucinda cu un blestem de toată frumusețea. Adică, fata să aibă darul de a nu spune nu niciodată, de a fi întotdeauna supusă. De acest secret știa doar mama fetei și bucătărea sa, care și ea era o zină. Au trecut ani și de câte ori Ella se străduia să nu îndeplinească o poruncă oricare, de atâtea ori surea foarte mult. Ba picioarele nu duceau în locul unde trebuia să fie duse, ba o durea capul, ba avea vomă, slăbiciuni. Și așa continua viața ei. Dar ca în poveste, mama Ellie a murit. La un moment care, Ella face cunoștință cu un prinț, un prinț care se numea Charmant. Și iată, tatăl fetei, bazându-se pe faptul că prințul era bogat, a susținut prietenia între ei, dorindu-și ca bogăția care o mai avea să se mărească datorită bogăției care parvenea și din partea prințului. Ca și în toate povestile, prințul se însoară cu o vădvă care avea două fete. Fetele, evident, nu știau de secretul Ellie și viața mergea cât de cât liniștit. La un timp, tatăl s-a străduit ca să trimită fetele la un pensionat, ca să-și dezvolte bunele maniere, să se căsătorească reușit. Și iată, una din surorile fetei, Hattie, află un rezultat unor discuții că ea are un blestem și viața fetei devine în pensionat insuportabilă. Totodată, prietenia cu prințul Charmant continuă prin scrisori, prin tot felul de discuții. Hattie era foarte nemulțumită de relația între prinț și Ellie. Viața Ellie devine insuportabilă și atunci ea hotărăște să plece de la pensionat și să caute vreunătoarea Lucinda, care i-a dorit astfel de blestem. A aflat de la cineva că la nunta uriașilor va avea loc baluri mai multe zile de-a rândul și trebuie să plece să o găsească pe Lucinda, acolo la nuntă. Aș vrea să vă spun că călătoriile ei au fost foarte interesante. În cale s-a întâlnit și cu căpcăuni, și cu tot felul de gnomi, și tot felul de elfi. Și foarte mult această poveste seamănă cu întâmplările cenușăreței. Chiar și unele lucruri care, din această povestire, sau mai bine zis din acest bar, seamănă cu întâmplările însăși a cenușăreței, chiar din lucrarea cenușăreasă. Până la urmă, vreau să vă zic că o găsește pe Lucinda. Lucinda îi ia darul, în ghilimele, care a fost dat ei și a început o altă peripeție. Ce se întâmplă mai departe în viața ei? Învinge ele blestemul nu sau da? În ce mod și cum? O să fie interesant dacă o să citiți mai departe cartea. Dar vreau să vă spun
că citind o poveste despre această fată, ai surprins curajul de a crede însăși în puterile tale. Ai surprins curajul de a lupta pentru ceea ce îți pui ca să îndeplinești în viața ta. Totodată, citind un bar în care nu prințul salvează fata, ci dragostea prințului către fată îi oferă ei putere pentru a ieși învingătoare. Vă invit să citiți această carte foarte, foarte palpitante, cu întâmplări interesante și cred că o să vă prindă bine. Data viitoare ne străduim să vă mai prezentăm unele cărți. Urmăriți mesajele noastre și vă poftim la bibliotecă să vedeți noile achiziții și numai să le vedeți, dar și să le citiți.